Biblioteca Municipală, Primăria Municipiului Hunedoara și școlile din Municipiul Hunedoara vă invită în 13 mai 2016 la o călătorie prin labirintul cărților. Acțiunea face parte din cadrul proiectului Cartileria. Din program fac parte premierea concursului de creație literară și plastică, întâlnire pe nevăzute cu o carte și schimb de carte. Evenimentul va avea loc la Cafe d'Art la ora 16. Proiectul Cartileria a fost inițiat de Biblioteca Municipală și școlile din oraș, iar o primă acțiune în cadrul acestui proiect a avut loc la sfârșitul lunii martie.